terminat cu prăjiturile, cu cozonacul tău ăla bun, cu tot ce te mai lăudai pe Instagram? Ai luat pauză și din făcut și din mâncate? Nu mai punem și noi așa un pic? Stai! Îți mulțumesc că în primul rând e un compliment și să știi că am primit multe complimente și mi-au atât zâmbet pe buze așa. Îi fac în continuare, chiar astăzi am făcut un cheesecake, să știi, nu miros la prăjitură, nu, este foarte bine, fac de drag acum și pentru casă că mi-a cerut Jacqueline, dar eu nu sunt o mare consumatoare de prăjituri, recunosc. Ce mănânci tu? Te arăți așa și de câte ori te văd ești din ce în ce mai slabă, mai oprește-te, am înțeles. La mine să-ți dau cheesecake pentru asta? Nu că nu, eu sunt cu ciocolată. Nu? Ciocolată? Mamă, păi fac un cozonac cu ciocolată de scurt de ciocolată din mănânc salată de varză, salate în general, ciorbe agre, bere, multe fructe, legume. Astea sunt mâncărurile mele preferate. Trăiești de asta. O tristă. Da. Dar noroc cu Jacqueline că mai aduce culoare așa în viața ta și te mai pune să faci un cheesecake, un cozonac, un alta. Zim ce face. Ai plâns săptămâna trecută la serbări? Zi adevărul, lasă, nu, zi în adevărul. M-am abținut pentru că ea mă întreba, dar ce s-a întâmplat, știi, dacă era, dar de fiecare dată când se întâmplă un eveniment din ăsta mare, pentru mine poate este un eveniment mare în viața Jacqueline, chiar mă emoționez și am fost așa, stai cu poza, să te văd cu diploma și răștii nu înțelegea exact. Deci pentru mine mami este foarte important, fiecare evoluție, dar fiecare pas făcut. Dar tu de ce plângi de fapt, că vezi că s-a făcut fată mare? Și că nu mai e bebelușul tău? Jacqueline e mai mică cu un an. Cu un an, auzi, cu un cap de când mine. Așa ne comportăm de multe ori. Zici că, zice mami, zici că tu ești copilul și eu mama. S-a făcut mare și nu-mi vine să cred cum trece timpul. Dar avem o relație foarte frumoasă și încerc să țin pasul. Și vreau să te întreb ceva, chiar dacă nu e un subiect tocmai plăcut, cum ați reluat relația cu tatăl ei? Cum e în momentul de față? N-a fost nicio relație întreruptă. Adică tatăl ei este în viața ei, se ocupă de ea și noi avem o relație foarte civilizată. Ne punțim ceea ce mi se pare ok pentru, facă toți părinții care nu-și cresc separat. Probabil că părinții de multe ori trebuie să-și lase orgoliile lor, ce s-a întâmplat și au un copil minunat împreună, au avut un copil minunat și atunci fiecare trebuie să-și facă datoria de părinte.